Bine v-am regăsit! Astăzi aș vrea să vă spun o poveste despre lucruri magice, de mult uitate, reînviate, povești în care ne place să credem și, în general, despre locul nevăzut care ne face să putem să visăm. Astăzi am să vă spun o poveste despre Glastonbury, linia inimii Mamei Pământ, linia Arhanghelului Mihail și spații minunate unde poți să explorezi ceva ce n-ai mai văzut, să simți ceva ce n-ai mai simțit și să-ți exersezi inima ca să vezi cât de tare poți să o deschizi către toate aceste minunății. De curând am încheiat o retragere pentru un grup de femei, o retragere de vindecare profundă, de introspecție, de explorare, de deschidere, care s-a desfășurat în Glastonbury, în Marea Britanie, în apropiere de Bristol. Glastonbury este celebru, în primul rând, pentru un festival care se desfășoară acolo, și care adună foarte multă populație New Age. Deci dacă îți dorești atitudinea și spiritul hippie, poți să-l găsești, începând cu hippioții anilor 70, care acum au îmbătrânit, au mai chelit, dar continuă să cânte live prin cine știe ce cârciumă din orășel sau în mijlocul piațetei care definește așa zisul centru, dar poți să găsești și elemente ale stilului de viață hippie, despre care Mircea Eliade spunea că a fost o mare șansă pe care omenirea a ratat-o. Despre mișcarea hippie nu pot să vorbesc, pentru că era mult prea mică pentru a înțelege ce s-a întâmplat acum. Știu doar că a fost compromisă, a fost o primă intenție de eliberare colectivă care a fost maculată din cauza invaziei drogurilor și a experiențelor asociate cu acestea și transformată în derizoriu. Dar dacă ne gândim la idealurile de pace, de libertate și de fericire pe care această mișcare a tineretului le promova în anii 60, începem să înțelegem că a fost, de fapt, un semnal de trezire a omenirii. Ei bine, cu toate astea poți să te întâlnești în Glastonbury și, în plus, poți să te întâlnești cu Merlin, care te așteaptă într-un portal de biserică, sau poți să te întâlnești cu un mag care este îmbrăcat în robă și merge în picioarele goale pe asfaltul străzilor anului 2022 în Marea Britanie, cu un toiag noduros în capătul căruia se află un cristal sau cu o preotează truidă care poartă tot o robă de culoarea frunzelor de toamnă și o cunună cu coarne de căprior. Nimic din toate acestea nu poate să pară neobișnuit în acest oraș în care magia este la ea acasă. În vizita mea precedentă am găsit chiar un magazin care se chema Cat and Cauldron, pisica și ceaunul, și care era dedicat articolelor de vrăjitorie. Lăsând la o parte, hai să zicem, latura asta întunecată, în Glastonbury poți să respiri palpabil aroma vechilor tradiții celtice, adorarea divinului feminin, care merge de la prezența unor statui absolut superbe și cu niște prețuri exorbitante în vitrinele magazinelor, până la existența acestor temple dedicate zeiței, unde femininul este sărbătorit într-un mod liniștit, care n-are nicio legătură cu sufragetele de altă dată sau cu feministele îndârjite de astăzi, ci celebrează această capacitate liniștită și tăcută, care este profund feminină, de a ocroti, de a hrăni, de a îngriji, de a învăța și de a iubi. Lucruri pe care
Multe dintre noi le-au pierdut odată cu portul pantalonilor de sacou, în speranța că emulând modelul masculin o să putem să obținem și același tip de succes. În Glastonbury poți să stai într-o căsuță veche de la 1800, cu pietre care provin din vechea abație, distrusă de un rege prea gelos, pe niște prelați prea puternici, să te izbești de nume celebre în religie, să afli legende despre locul în care ar fi fost îngropat regele Arthur, dar mai ales, ceea ce este extraordinar în Glastonbury este că poți să-ți deschizi antena parabolică și să recepționezi ceva. Foarte greu de descris. Este un ceva care are legătură cu un parfum misterios al lui altădată, al lui altundeva. Și poți să faci asta mergând în locuri care sunt păgâne, dar sacre, dar și în locuri creștine, dar sacre. Aș începe cu celebrul simbol al orașului, torul, care este un turn singuratic aflat într-un vârf de deal. Dealul pare o construcție mai degrabă decât o întâmplare naturală, are o formă profund feminină și este străbătut de un vechi labirint al cărui rămășițe se pot vedea din noile vedere aeriene pe care ni le poate furniza tehnologia dronelor. Labirintul, de altfel, este un leitmotiv pentru locul ăsta, unde se spune că ar fi ajuns Maria Magdalena și Iosif din Arimatea. Despre cel din urmă se mai spune că a purtat cu el un spin din coroana lui Isus și că acest spin ar fi fost plantat și a înflorit aici. O altă poveste spune că acel copac care a înflorit și care a crescut în Glastonbury se afla pe teritoriul, terenul unui creștin foarte zelos, care nu-i plăcea că lumea începuse să vină și să se închine la un copac. De altfel, în locurile în care copacii sunt considerați sacri, poți să găsești o grămadă de pânglicuțe legate după modelul druidic și care poartă cu ele numele și dorințele sutelor de oameni care au trecut pe acolo. Aceste wishing tree, acești copaci ai dorințelor, poartă în univers cu fiecare fluturare de vânt, mișcarea panglicilor și visurile și aspirațiile celor care au legat panglicuțele acolo. Despre Maria Magdalena nu putem să găsim dovezi directe, dar putem să găsim Biserica Sfintei Margareta, o regină locală care a făcut mai multe așezăminte în amintirea Mariei Magdalena și care o onorează, o cinstește pe această femeie extraordinară, considerată și unul dintre apostolii lui Isus. Nici de cum o prostituată, ci o prințesă egipteană. Maria Magdalena se pare că ar fi plecat din Ierusalim, s-ar fi oprit în Egipt pentru a o lua cu ea pe prietena ei, Sara, al cărei nume se regăsește în Saint-Marie de la Mer, în sudul Franței, și a parcurge într-un traseu inițiatic coasta de sud a Franței și Spania și se pare că fie ea și Iosif din Arimatea, fie doar Iosif din Arimatea, ar fi ajuns până pe pământurile britanice. Nu putem să verificăm această legendă, dar putem să credem în ea, pentru că o fărâmă din farmecul poveștii Mariei Magdalena se poate regăsi. La tot pasul găsim simbolul rozei, care este asociat și care a devenit floarea regală britanică. Putem să găsim referințe la Graal, care este puternic asociat cu ea. Și
Din nou, putem să găsim acel fior de civilizație profund feminină pe care îl întrupează zeița. Fie că o vedem ca pe o siluetă cu mâinile deasupra capului și purtând în pântece spirala creației, regăsită de aici până în Sudul Americii, în Anzi, unde reprezintă pe Pacea Mama, zeița pământ creatoarea, și până la statui mai moderne care înfățișează diverse ipostaze ale feminității, te întâlnești peste tot cu spiritul ăsta care vorbește despre o uniune sacră între cer și pământ, între masculin și feminin, ca o bază a creației. Ca și cum lucrurile astea nu ar fi fost de ajuns, se spune că prin Glastonbury trece una din acele linii majore de câmp care unește locul cu acel meridian misterios al inimii planetei, pentru cei care cred că planeta este o ființă vie, feminină și extrem de înaltă în materie de conștiință. Cine caută cu instrumente radiestezice s-ar putea să găsească această ley line sau linie de câmp, despre care se mai spune că ar fi linia de câmp a Arhanghelului Mihail, un alt personaj foarte venerat în zonă. Am intrat într-un magazinaș de obiecte magice, că nu pot să zic altfel, unde se făceau și citiri de aură cu ajutorul unui instrument care putea să evalueze câmpul electromagnetic din jurul unei persoane. Și în acest magazin, proprietara vindea un diapazon despre care spunea că este făcut de o clarvăzătoare care s-a acordat la sunetul pe care l-ar fi primit în momentul în care a meditat în câmpul Arhanghelului Mihail. Arhanghelul Mihail este foarte venerat în zonă și poți să te întâlnești adesea cu simboluri ale sale, începând de la reprezentările iconografice și terminând cu prezența săbilor, care leagă direct de tradiția cavalerilor mesei rotunde. O sabie aveam și eu deasupra căminului din camera, din casa veche-veche în care am stat împreună cu o parte din grup. În toată nebunia asta, poți să alegi să te deschizi către toate aceste idei, câmpuri, energii și să vezi ce simți pur și simplu. Și nu este nicio surpriză pentru nimeni că majoritatea dintre noi s-au întâlnit cu stări absolut speciale, mergând de la contemplare profundă și meditație până la răscolirea unor lucruri vechi, dureroase, neplăcute, care au izbucnit la suprafață cu forța și violența unui vulcan. Tot vindecare se cheamă și aceea. E un loc care te provoacă, te pune față în față cu tine și te pune mai ales față în față cu un model de a exista care este cu picioarele pe pământ, în lumea lui 2022, unde merg mașini și unde ai orar pentru autobuze și unde bucătăriile restaurantelor se închid la ora 9 seara, pentru că lumea își respectă programul de lucru, dar și cu o formă de tradiție ancestrală pe care o simți că practic curge pe străzi, crește în copaci, plutește în aer, în toate simbolurile pe care oamenii le-au reînviat acolo ca să poată să renoade această tradiție. Ceea ce e cel mai important însă în Glastonbury este că, dincolo de turnul celebru, de pedalul celebru și de izvorul despre care se spune că ar avea capacități vindecătoare de la poalele lui, izvorul cel alb, sau de celebra Chalice Well, fântâna Graalului, Glastonbury îți arată foarte multe fețe și când spun fețe, mă refer inclusiv la chipuri de oameni. Oameni care se află pitiți într-un magazinaj sau cu care te întâlnești într-un restaurant sau într-un magazin și care îți arată o față posibilă a modelului omenesc de a trăi. Un model absolut fezabil care este bazat pe bunăvoință,
pe o formă de conectare pe care știm că o împărțim, pentru că toată lumea crede în ceva acolo și se conectează în ceva acolo și nimeni nu judecă pe nimeni și în fața catedralei principale din oraș se cântă mantre indiene și sunt aplaudați oamenii care fac lucrul ăsta. Dar și acei oameni pe care îi întâlnești când intri să cumperi o sticluță de ulei esențial și care într-un fel te citesc și îți spun, știi că am ulei de lotus albastru. Lotus albastru era folosit în ceremoniile vechi din Egipt pentru că se crede că această floare avea calități psihedelice. Despre ulei nu știu ce să spun, nu l-am simțit neapărat psihedelic, dar are un parfum care nu mai necesită nimic. Poți doar să dizolvi în alcool câteva picături și ai cel mai complex parfum pe care ți l-ai putea imagina. Din aceeași categorie face parte o pereche de muzicieni francezi care au ales să se stabilească în Glastonbury și care au făcut o nebunie. Au făcut un săpun în care ai foițe de aur, ai uleiuri esențiale care să accentueze o anumită notă sau o anumită caracteristică, un cristal care se află în mijlocul pachetului de săpun și care și el contribuie la această caracteristică și iată, au construit un remediu. Dar cum asta n-ar fi destul, în mijlocul acestui remediu se află un bilețel cu adresă de e-mail. Și dacă ajungi și te speli până la bilețel și găsești adresa de e-mail, poți să le scrii și îți vor trimite una din melodiile lor, care nu sunt disponibile pe niciun fel de mediu electronic, ci sunt împărtășite în felul acesta. Cumperi un săpun, cumperi un track. Mi s-a părut extrem de exotică ideea. Oamenii sunt diferiți aici, sunt deosebiți. De la chelnerul de restaurant care vine să-ți aducă comanda după ce te-ai dus la barul specific de pub, pentru că nimeni nu comandă la masă, ci doar primește eventual la masă mâncarea, continuând cu preotul de la biserica principală care zice nu puteți să vizitați astăzi, că avem o mormântare foarte mare, murise un tânăr motociclist, veniseră toți prietenii acestuia și am fost uluită să văd femeile îmbrăcate în verde și bărbații purtând un accesoriu verde, deci aproape sigur vorbim de o comunitate irlandeză. Dar și dacă intri în magazinele, hai să zicem mai New Age, care spun we are open, very open, suntem deschiși, foarte deschiși. Și magazinele astea se pot numi portal și atunci ai portal open, portalul deschis, sau magazine de îmbrăcăminte care să aibă conștiința legăturii cu natura și care te îmbracă în bambus de sus până jos, fibră țesută în țesături moi care să învăluiască frumos corpul și să-l mângâie, sau în locuri care au cosmetice naturale făcute cu grijă și cu atenție și pentru cel care le consumă și pentru cel care le produce. Peste tot te întâlnești cu același tip de bunăvoință, blândețe. Iar apoi te duci la White Spring în orele în care este deschis, puținele ore în care acest izvor alb este deschis și dai de un fel de pseudo-catedrală, este o incintă subterană plină de lumânări unde poți să te duci și să te îmbăiezi în pielea goală și nimeni nu o să zică nimic, într-o apă foarte rece, în care există altare și oamenii meditează sau cântă la boluri de cristal și incantează și, de fapt, ceea ce unește totul în spațiul ăsta este o senzație a sacrului care vine pe toate aleile și curge în venele tale ca un fluid misterios care ți-a pătruns prin piele, prin ochi și a infuzat toate celulele corpului tău. Dacă sunteți în apropiere de Bristol, merită să mergeți la Glastonbury și să vă explorați pe voi înșivă, pentru că este călătoria vieții voastre. Vă doresc să puteți să o faceți și dacă v-a plăcut povestea, o să merg mai adânc. Vă mulțumesc!